Luna decembrie reprezintă o perioadă din an în care majoritatea angajaților se bucură de cele mai multe zile libere. Cu toate acestea, nu toți patronii respectă legea. Astfel, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă au efectuat mai multe acțiuni de control în domeniul relațiilor de muncă, dar și al sănătății și securității. Au fost efectuate un număr de 209 controale, ce au scos la iveală aproximativ 200 deficiențe, printre cele mai frecvente fiind neplata drepturilor salariale, neacordarea a două zile consecutive repaus săptămânal, neevidențierea și neplata orelor suplimentare, acestea fiind pe domeniul relațiilor de muncă, iar în domeniul securității sănătății muncă, cele mai frecvente au fost neacordarea echipamentului de protecție și lipsa controlului medical periodic. Dacă în luna noiembrie valoarea amenzilor a depășit suma de 250.000 de lei, acum acestea au fost la jumătate. S-au aplicat un număr de 120 sancțiuni contravenționale, din care 10 amenzi cu o valoare totală de 139.500 lei, ponderea cea mai mare fiind dată, ca de fiecare dată, de amenzile pentru munca la negru, 110.000 lei pentru 11 persoane identificate. Febra cumpărăturilor și a cadourilor a determinat 10 de salariați să își reclame patronii că nu și-au primit drepturile salariale. Majoritatea au vizat neplata drepturilor salariale, a fost și o lună, luna decembrie, o lună mai sensibilă, au avut așteptări să primească salariile probabil ceva mai repede. Am efectuat controle, am dispus măsuri ferme de realizarea acestei deficiențe, până la urmă neplata salariului este o deficiență. Majoritatea angajatorilor au respectat termenul de realizare a măsurilor trasate de inspectorii de muncă. În ultima lună au fost înregistrate și două accidente de muncă, care s-au soldat cu rănirea ușoară a angajaților.